Uite, mă, s-a făcut și verde. La sfârșit, așa, hop, în picioare. Uuuu, a murit bateria. Și ce faci când se strică bateria? Și a murit bateria? Ți-o împingi. Singur. Ăla vine din dreapta, ăla vine de sus, pică din cer, un parașutist, trebuie să te uiți după aia, că dacă îți pică unul în cap, te uiți pe jos după furnici, hop, ca să nu calci, Doamne ferește, să nu omori în suflet. Mamă, scoate motocicleta. Ia. Sunet de pompă. Aha. A murit bateria. Nu-i nimica. O rezolvăm. Închidem ăsta și împingem. Bună ziua. Salut. Păi da, stai motor rider. Stai așa să vă dau mai așa să mă vedeți. Ce faci motor rider? Unde duci? Uite, am ieșit la plimbare cu motocicleta. Tu? Motor rider se plimbă. Hai să mai dăm o cheie. Vrea? Vrea? Ia. Ciuciu, e dusă. Au, m-a lovit. Mamă, ce m-a lovit. O împingem până într-un service autorizat. De ce? Vreau să schimb bateria, că a murit. Și ce faci când se strică bateria? Și a murit bateria? Ți-o împingi. Singur. Bă, ce merge motorul ăsta, uite-o. Uite acolo, alt motor. Hai repede că vine ăla. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Ne aflăm astăzi în servisul autorizat Motorider. Eu pe stradă. Episodul 1, pregătirea motocicletei de sezon. M-a lăsat bateria. E normal să te lase bateria, dar după 5 ani de zile înțeleg și o să te lase. Așa că, pe lângă portofel, mănuși, Adidas, păturici și ce mai avem noi pe aici, tada, avem o bacterie. Întrebarea mea e, ce fac cu bateria veche după ce o scot? Bun, am luat-o varta, până acum aveam o Yuasa 12V cu 12A, ca să plece motorul bine, nu? Bateria unde se află? Sub șatată. Fiecare motocicletă ar trebui să aibă o trusă din asta de scule. O sculă mai mare, o sculă mai mică, fiecare cu ce scule are, știi? Bun, iar aici este bateria. Cam jegos. Mergem să o spălăm mai târziu, după ce îi punem bateria. Avem aici un șurubel și aici, în partea asta, un alt șurubel. Și ne trebuie o șurupelniță din asta. Cu B, știu, dar la țară se zice cu P. Șurupelniță, că doar ne aflăm la un serviciu autorizat până la urmă. Șurupelnița asta ce facem? O băgăm în... Nu, tată, nu. Avem aici în formă de plus și rotim spre stânga. Cum strângi un șurub? A? E, cum nu știi? În ce sens? În sensul acelor de ceasornic. Cam greu de ținut minte. Uite așa, cum îi faci lui unul că e nebun, așa strângi și un șurub. Și prima dată, pentru că bateria asta este antică și de demult, se desface către stânga, da? Aici avem plusul, care este cu roșu, iar în partea asta este minusul, care este cu negru. Nu prea se mai vede el săracul, dar asta e partea a doua. Scoatem șuruburile astea de aici. Mai repede. Așa. Și scoatem bateria, care este o Yuasa. O am de vreo 5-6 ani de zile. Bun. Încape-mă asta. Încape-mă, tată-mă. Mamă. Ia uite, bă, avem punguliță. Bă, ești nebun. Boabe. Oh, leu, n-am mai... n-am mai stat cu casca asta de mult în cap și mă cam doare gâtul. Hă? A căzut? Bă. A căzut bateria, bă. În cazul meu, bateria stă într-o parte, stă la orizontală, stă culcată. Bun. Și avem o șaibă pe care să bag aici pe șurub. Puzzle, tati, puzzle.
Așa, și astea două, ce faci, mă, motorrider cu ele? E, te le bagi în găoacele astea aici. Ai grijă în momentul în care pui bateria, plusul să fie la plus, minusul să fie la minus. Că dacă ai pus-o invers, pe românește, ai belit-o. Hai să o culcăm, că doar așa îi stă bine. Două secunde, să vedem și cum să bag astea. Uite aici să bagă. Să bagă una aici și să mai bagă una în partea asta la altă. De ce? Ca să poată să strângă, mă. Hai, easy. E jos. O punem pe poziție și băgăm șurubul. Așa. Și ne pregătim că trebuie să fie aici. Ia, a prins-o, a prins-o. Hai mă, tată, mă. Hai mă, tată, mă, noia. Ne folosim de o unealtă. Un clește. Ce faci cu cleștele ăsta? Uite. Uite, ți-o ridic. Oho, a prins-o. Gata, frate. Și o strânge aici, bine? Și pui ăsta peste. Eu cred că aveam și la negru, dar nu mai, nu mai e. Unde am pus șurubul? Uite-l aici. Doar e service autorizat și trebuie să știi ce să faci aici. Acum, acu. Negru la negru și o baci. Și o rotești și pe asta. Hai mă, nici asta nu prinde. Cleștele magic. Hai frate. Haide frate. Hai cu tata. Uite mă, naibii mă. A luat-o mă, a luat-o. Aole, ce mă fac eu cu tine. Ia. O, se ridică. Perfectus. Imperfectus. Strângem bateria la negru. E mă, minus aici, e plus aici. Roșu, roșu plus, negru minus. Da, bun. Așa, și am strâns-o. Gata. Am pus bateria. Punem sculilii la loc și le aruncăm aici. Și după aia te întinzi că ai făcut o treabă bună. Dăm cu plus. Uleu, cum lucrează. Mamă, mamă. Ia. Jesus, ce ușor a pornit. Mamă, n-am mai pornit așa de 3 ani de zile. Mamă. Punem sculele la loc. Pune în șaua unde a fost, că mergem să spălăm motorul. Bulldog-ul meu! Dragilor, să schimbi o baterie nu e atât de greu. E chiar, cred că cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci la o motocicletă. Mai greu cred că e să speli motocicleta decât să schimbi o baterie. Bun, hai să spălăm. Iau ce papă iavă, iau ce papă iavă. Iau ce papă. Mamă, ce-i dă. Băi, am venit cu motorul la spălătorie și GoPro-ul meu era în bord. Și cred că l-am spălat, cred, nu știu sigur. L-am spălat și pe el puțin, numai că n-aveam ăsta aici de apă. Acum sper să meargă. Doar puțin l-am spălat. Nu mult. Salut! E prima dată când văd așa ceva. Este un aparat higienizat. Căști. Practic tot ce trebuie să faci este să bagi casca aici, deschizi ușa asta, bagi casca, o pui invers, și casca ți se igienizează. E super tare, eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Dacă vedeți așa ceva prin București, dați-mi și mie un pont și facem o listă cu toate spălătoriile care au așa ceva. No, bun, hai că filmează! Am ieșit și de la spălătorie, am văzut și aparatul ăla de igienizat căști, tare mișto mi s-a părut. Nu mai țipa tare în cască. Salut! Din nou cu bestiuța pe stradă, pe asfalt. Ocolește gura de canal. Dragilor, pentru început de sezon mai am undeva la o săptămână, două săptămâni de lucru pentru o surpriză. Cred că v-ați dat seama din story-uri la ce mă refer. Am pus vreo 2-3 story-uri zilele trecute. Dar e vorba despre o cască nouă. Lucrez în momentul de față la o cască nouă.
o cască nouă. Nu este ceva, foarte mulți m-ați întrebat dacă este ceva periculos la treaba asta. Băi, din punctul meu de vedere nu prea este. Sunt accesorii prinse cu sugru. Sugru e o plastilină care se modelează și la impact sau la căldură foarte, foarte mare se dezlipește și pică, sare și nu-ți lasă nici urme pe cască. Și atunci ok, da, lucrez la o nouă cască, admit lucrul ăsta. Băi, stai acolo, stați acolo, așa. Mergem să ne reînvățăm cu motocicleta, să facem 2-3 fandări, 2-3 frânări, 2-3 din fiecare, pentru a ne obișnui creierul cu forțele astea de motocicletă din nou și pentru a ne reînvăța cu motocicleta, pentru că se uită puțin așa peste iarnă și este foarte bine să faci exerciții, să mergi calm, responsabil și să nu te avânzi foarte mult în primele ieșiri, pentru că practic tu nu-ți mai cunoști simțurile tale și motocicleta ta. Și atunci cel mai bine este să mergi calculat și să reînveți să citești motocicleta ta din nou. Știu, entuziasmul este foarte mare la început, îți vine să te avânzi, să-i dai tare, să atragi de accelerație, dar dacă tragi de accelerație, uite, e autobuzul în față și n-ai unde să te duci. Dar și dacă ai unde să te duci, cel mai bine este să nu tragi de accelerație de la început, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe riscuri. Având entuziasmul ăsta în tine, creierul tău, practic, în momentul ăla nu mai percepe pericole. Iar dacă nu mai percepe pericole, ești chiar în cel mai mare pericol. Pentru că orașul, orice oraș, pot spune, este periculos pentru motocicliști și trebuie să fii în gardă tot timpul, să te uiți stânga, dreapta, să te uiți, să pune frână, să duce în dreapta, să duce în stânga, pe unde poți să-l depășesc, în dreapta, în stânga, merge pe două, ăla vine din dreapta, ăla vine de sus, pică din cer, un parașutist, trebuie să te uiți după aia, că dacă îți pică unul în cap, te uiți pe jos, după furnici, hop, ca să nu o calci, Doamne ferește, să nu omori suflet. Și trebuie să fii în gardă tot timpul ca să nu pici, știi, înțelegi? Da, măi, dragilor, nu, ca și o glumă asta, dar uite, ia uite-l, tanginit, am apăsat frâna, frânele, cam două, op, și plus de asta, primăvara, așa, după iarnă, la rece, sunt foarte, foarte multe pericole, pe lângă ulei, nisipul care s-a dat peste iarnă sau cu ce au dat ei cu sare, sunt bobițe pe marginea drumului și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe pericole și atunci entuziasmul ăsta încearcă să-l stăpânești de la început. Mi-am schimbat bateria, mi-am spălat motorul, mi-am pus benzină. Eu am fost Motorider, nu uita să fii tu un Motorider de pe www.motoridershop.ro, acolo unde găsești tricouri, hanorace, dacă am trecut timpul de hanorace, dar mai sunt câteva accesorii, căni și în curând câteva modele noi de tricouri. Le mulțumesc sponsorilor noștri de la inmișcare.ro, ție că te-ai uitat până la final la acest videoclip, ai acolo jos pe canalul meu un buton join unde poți să te alături și să susții acest tip de content. Eu am fost Motorider, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!